Salutare dragi colegi și abonați, astăzi suntem la tutorialul cu numărul 51. În primul rând, sper că ați petrecut frumos și alături de familiile voastre ziua de ieri și pentru că suntem în toiul sărbătorilor de Paști, eu sper că voi toți aveți parte doar de liniște sufletească, de bucurii și desigur de mult timp petrecut împreună cu cei dragi. Am decis să începem luna mai cu un tutorial deosebit. De fapt, este o piesă care se asociază extrem de bine cu această sărbătoare, pentru că personal, când o ascult, îmi trezește așa o stare de liniște, de eliberare sufletească și mă simt în general mai liniștit. Desigur că este vorba de piesa M-aș duce pe o cărare, interpretată în original de Cristinucă. Iar acum, ca să nu lungesc vorba prea mult, cei care apreciați ceea ce fac aici și pe Patreon, puteți să lăsați un like la videourile care vă plac, să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați, pentru că acest lucru mă va ajuta foarte mult la creșterea acestui canal. Hai acum să vedem cum sună piesa. Hai să vă arăt structura ritmică a piesei, deci trebuie să fiți atenți unde intru cu pasajele, unde pun melismele și duratele notelor. La, si bemol, do diez. Și reu deja este prima notă din intro, din măsură, da? La, si, do, diez este în auftact. Accentul e pe re. Deci merge așa. Suntem acum atenți la mâna dreaptă, la direcțiile de arcuș și la diferite accente.